Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă lecție de economie, o lecție cu iz de politologie, politică și acces la moralitate. În această seară, împreună cu distinsul invitat, Lucian Derdală, politolog, sociolog, membru al comunității academice din Iași și din Galați. Bună seara și bine ați revenit în studiourile TLM. Bună seara, vă salut și vă mulțumesc pentru invitație. Domnul Derdală, mă gândeam la un titlu de emisiune care să pornească de la împletirea doi factori, bani și politică. Și dacă între cei doi factori găsim elemente de moralitate, rămâne ca dumneavoastră să ne creionați, pornind de la faptul că sunteți un fin analist al ceea ce se întâmplă în cetate și în afara cetății. Da, vă mulțumesc pentru gândul bun. Nu știu dacă sunt un analist fin, sunt un analist senin. Unul din motive fiind acela că așa a curs viața mea. Banii sunt ochiul dracului. Stau departe de ispitele atât ale banilor cât și ale puterii. Dar da, sunt pericole, dar sunt pericole ca orice pe un... nu chiar. Toate pericolele pot fi evitate, dar unele pot fi, și atunci apare locul acesta al reflecției atât științifice cât și în zona filozofiei morale, pentru că realismul e bun, dar realismul nu trebuie să se transforme în cinism. Cinismul este de cele mai multe ori așa un fel de manifestare a prostiei, după părerea mea. Știți că economiștii definesc banii ca fiind un intermediar mai degrabă al schimburilor, un etalon al valorii sau un mijloc de tezaurizare. Din perspectivă politică, banii au aceleași caracteristici sau ei se transformă în mintea și în pixul unui politician? Cred că cele două mari discipline, mari întreprinderi intelectuale, economia și politica privite ca întreprinderi intelectuale, merg oarecum în planuri paralele, ceea ce pentru noastre economiștii este banul și sigur că în jurul, sau e unul din conceptele cheie, și tindeți să-l priviți ca mijloc către satisfacerea unor dorințe, unor aspirații. Pentru noi nu avem un echivalent perfect, dar puterea este considerată cel mai apropiat. Puterea, sigur, putem fi, ni se poate spune acum, uitați, e avarul de Molière și avarul lui Molière, personajul respectiv, iubea banii în sine, ca erau scop în sine, poate mai puțin un mijloc către alte scopuri. Și cred că am putea găsi în istoria gândirii și practicii politice și omologi, oameni care să iubească puterea ca putere, să facă din ea nu doar un scop, ci scopul ultim, scopul final, scopul din care derivă și care subîntinde toate celelalte scopuri, dar cred că în viața de zi cu zi găsim cel mai adesea puterea privită ca fiind un mijloc, un mijloc către dobândirea, către atingerea unor scopuri, unele dintre ele materiale, altele simbolice sau putem ce rol joacă virtuțile morale în găsirea echilibrului între dozajul banilor și dozajul puterii? Ce rol joacă și ce rol ar trebui să joace? Sunt două întrebări legate. M-ați întrebat ce rol joacă și trebuie să răspund oarecum sociologic, da, am făcut eu anchete cuprinzătoare, dar privind în jur, vedem că joacă un rol mai mic decât ne-am dori. Joacă rolul... E un cuantificator, la fel cum banii sunt un cuantificator în economie, puterea este un cuantificator în politică, stabilesc ierarhii, stau la baza statusului și a rolului într-o colectivitate, deci creează așteptări atât din partea celorlalți cât și din partea subiectului. Cred că au un efect dinamic, cred că schimbă comportamentul, e clar, comportamentul uman e modelat de mulți factori,
Unii dintre ei însă au mult de a face cu interiorul. Și aici banii și puterea, cred că Lordul Acton vorbea despre putere, spunea puterea corupe, și ne putem întreba orice fel de putere, orice grad, orice manifestare, dacă stăm atent, îl putem critica pe Lordul Acton. Dar uitându-ne inteligent, vedem că are dreptate, dar puterea poate corupe. Îmi închipui, și dumneavoastră puteți spune mai bine decât mine asta, că și dincolo, în zona na, banul corupe, poate avea același efect. Și noi trebuie să mergem spre comunitate, spre ideea de bine comun, dacă există și ce e ea. E doar suma binelor individuale sau e ceva, e un concept, nu, ca Rousseau, să spunem, sau ca Aristotel, e mai mult decât suma diverselor proiecte individuale de bine. Și atunci cred că forma cea mai des întâlnită de corupere este îndepărtarea individului, îndepărtarea subiectului de această participare la binele comun, la binele colectivității. Și vă vorbește un liberal clasic. Nu mă definesc ca libertarian, dar nici foarte departe nu sunt. Nu merg însă până într-acolo încât să neg ideea că între indivizi, între membrii unui sistem social, trebuie să există o adaptare reciprocă. Nu există o armonie naturală a intereselor. Trebuie să ne adaptăm. Și asta presupune eforturi, presupune costuri. Inclusiv costuri pe care ne putem discuta în termeni de bani. Renunț la un avantaj al meu direct, concret, astăzi, 100 de lei în buzunar, pentru un bun public la care voi participa, poate de care voi beneficia peste un an sau peste doi. La fel și în termenii puterii. Eu cred că aici ar trebui să, sau ne-am putea duce, coruperea aceasta a moravurilor, să folosesc un termen puțin mai vechi, ușor perimat, prin aceea că interesul individual nu mai este văzut, sau adesea nu e văzut ca parte din ceva, dintr-un proiect colectiv capabil să se armonizeze, ci e văzut de o manieră agresivă, conflictuală, agonică, eu contra celorlalți, eu contra tuturor, eu contra ta. Este o formă de supraviețuire în cadrul unei colectivități, adaptarea la aceste compromisuri? Cred că da, este o formă de supraviețuire, dar e o formă care se învață. Eu nu cred în această armonie naturală a intereselor, nu cred într-o comunitate de îngeri sau individul bun de la natură. Individul poate fi însă învățat să facă binele, să aleagă binele. Trebuie e și elementul, când spun învățat, nu mă refer la catedră, ci mă refer la experiența practică de zi cu zi. Dacă noi acum în comunitatea românească, să spunem națională, am ști că dacă săvârșim ceva în neregulă vom fi sancționați și vom fi sancționați nu doar în termenii legii, ci și în termenii, ne vor exclude ceilalți din comunitate, probabil că am fi mai atenți cu ceea ce facem. Dar în condițiile în care lucrul ăsta nu se întâmplă, și cred că în România, și ajungem la instituții, toate tipurile de instituții, atunci riscul e mai mare. Spunem, am moștenit societatea atomizată din comunism. Eu cred că problema e mai veche și anii aceia, anii de comunism, dar să mai punem încă vreo câteva decenii, din păcate, de la începuturile democrației de mase, care în România nu a funcționat, s-a ratat instalarea așa unui mecanism de socializare în sensul valorilor colective, e un secol pe care trebuie cumva să-l recuperăm și să învățăm, revenind la titlul nostru, să ne raportăm altfel la bani și la putere.
Cât de mult contează, revin la tema emisiunii, valorile morale și cât de ușor pot fi ele asimilate de un popor care, așa cum subliniați dumneavoastră, e relativ tânăr. Avem 102 ani de zile de la crearea României Mari. Exact. Cum pot fi asimilate? Cred că toate colectivitățile învață. Procesul de învățare, spuneam, e unul de durată. Cred că familia este primul spațiu, creator primul de reguli, acest, da, primul mediu de acest tip și un important sociolog care cerceta sudul Italiei a lansat conceptul de familism amoral. Și explica, sigur, situația specifică din Sud, mafie, da, sau apetența pentru non-legalitate, să spun așa. Și, dacă nu mă înșel, în spațiul spaniol, în spațiul hispanic, apare acea idee, prietenilor mei totul, dușmanilor mei legea. Deci, domnia legii. Da, și percepția legii, da? Legea nu e, sigur, legea e văzută ca ceva strict constrângător, da? Legea e pedeapsă, legea e asimilată în acea zicală, în acea zicere cu pedeapsa. Eu cred că încă de la început, din primii ani, și aici familia și primii ani de școală, ar trebui să se încerce familiarizarea cu aceste norme și cu interesul colectiv și cu, sigur, anumite principii abstracte. Haideți să vorbim despre un element pe care eu sper că niciunul dintre noi nu se confruntă, dar plagiatul, da? Pentru că suntem în spațiul academic. Dacă avem asemenea cazuri în universitate, ați fi de acord cu mine că e o iluzie să ne închipuim că e o descoperire recentă? Opinez că da. Eu cred că nu e o descoperire recentă. Eu cred că este o practică încetățenită, tolerată atât în primii ani, când zicem, familia se mai uită la temele copilului sau ar trebui să se uite, și ulterior tolerată în învățământul preuniversitar și foarte greu de combătut, de curățat. E un exemplu la care m-am gândit. Da, în esență, nimeni nu dai în cap nimănui, nimeni nu pierde, e o situație, da, până la urmă... Pare a fi intangibilă. Da, și nu sunt costuri, nu provoci costuri altcuiva prin faptul că tu iei referatul de pe internet și obții. Exemplul ales de dumneavoastră s-a răsturnat atunci când el a fost importat în politică. Primul exemplu major a fost cu doctore sau când președintele a acuzat premierul de plagiat. Până la imersiunea asta în politică și sancționarea politicienilor că ar fi făcut plagiat, plagiatul nu a fost o temă de discuție în spațiu public. Da. E bun, nu e, sigur, nu e cea mai gravă. Eu cred că ne mai gândim și telespectatorii pot să dea exemple mult mai, să spun, de viață și de moarte, poate. Dar e o temă, cred că, relevantă. Și sigur că aici e legată și de bani și de putere. În urmă câștigi fraudulos sau câștigi în planul statusului. Da? Pari sau devii ceea ce nu meriți să fii sau... Dar pornisem de la ideea asta că nu politica și nici sistemul instituțional ne învață, ne determină, ne împing să facem lucrurile astea. Pentru că până la urmă e clasica dezbatere, da? Cultura sau instituțiile. Care e problema de fapt la noi? Ai niște instituții care te stimulează să-ți urmărești într-un mod imoral interesul individual sau este vorba de acumulări lente, tolerate, pe care cetățenii le capătă în afara sistemului politic, în viața de zi cu zi, și când ți se spune că e ok să înșeli aici sau să nu returnezi
mă rog, un portofel sau ceva ce găsești pe stradă, de la chestiunile mici. Și atunci vorbim de acumulare culturală și atunci tabloul se înfățișează altfel. Aș adăuga aici și dimensiunea religioasă, pentru că și biserica participă la educare, da. Și în anumite momente, când se spune iartă-l Doamne pe păcătos, e o... E o formă de a-l determina să mai greșească o dată? În principiu, dacă discutăm, și nu vreau să intru pe un teren unde nu sunt neapărat foarte, foarte competent, dar aș spune așa, sigur că actul spovedaniei și căința sinceră trebuie să... Asta, cel puțin noi credem în absolvirea păcătosului. Dar hai să spun așa, mi-aș dori ca în discursul religios, în predicile din biserică, să se audă mai multe sfaturi și îndemnuri către cinste în toate aspectele ei pentru respectivele asta comunități. Asta ar fi sinonim cu cine greșește să plătească. Și ar fi sinonim și cu totuși împărțirea. Nu vorbim aici de a împărți în buni și răi, neapărat buni și ireparabil răi. Nu suntem în logica calvinistă a predestinării sau în altele. Dar dacă vorbim de călăuză morală, cred că aici cumpătarea și solidaritatea și iubirea față de aproape sunt concepte cheie pe care... S-ar putea să mă înșel, poate să dea Dumnezeu să mă înșel, dar pe care eu mi le-aș dori mai bine sau mai puternic transmise sub cupolele bisericilor din țara noastră. Când un fuge la câteva proverbe care circulă cu tumială în societate de secole, ceea ce arată că povestea noastră de astăzi a fost... dezbătută și de alte generații anterioare și mă refer în special la bani. Banii fac și desfac. Banii sunt ochiul dracului. Ai bani, ai parte. Da. Banii te fac să te simți orgolios. Banii te fac să te simți mândru. Banii îți aduc nefericirea. Cum interpretați, transferând aceste ziceri populare în zona politică, cum le interpretați din perspectiva clasei politice actuale? Din acest punct de vedere, hai să spunem, clasa politică actuală e capabilă oricând să ne dea lecții de moralitate și o face zilnic cu vârf și îndesat. În realitate, sigur, aș spune eu, confirmă adecvarea în sens sociologic a multora dintre aceste proverbe. Și sigur că avea o funcție publică, deși în sine, sau o funcție politică oarecare, dacă ne uităm la, mă rog, ne-am putea uita la statele de funcții, de salarii, nu înseamnă neapărat un acces direct la mulți bani, dacă facem abstracție de BNR și alte structuri de tipul acesta. Dar îți oferă o influență, îți oferă capacitatea de a influența și când spunem aici, aproape că putem spune de a perverti, anumite interacțiuni sociale în beneficiul tău și al celor apropiați. Să o repet, nu te îmbogățești din salariul de parlamentar sau din sau indemnizația de parlamentar sau de ministru sau alte asemenea, dar vedem că asemenea funcții sunt ochite, sunt țintite de oameni care înțeleg că influența într-un sistem politic permisiv la aceste influențe ilicite îți poate aduce și satisfacții materiale și ajungem sigur și la corupție, la pericol moral, la unii devine pericol mortal.
Da, unii devine pericol mortal. Sigur, în zona noastră metaforică, pedepsele nu sunt chiar atât de speriat și în orice caz lipsește cea mai mare pedeapsă. Ea, din câte știu, pe hârtie există, dar ideea recuperării prejudiciului e foarte greu de pus în practică, foarte pentru că instituțiile create de stat pentru a face acest lucru sunt lipsite de instrumente și de persoanele care să le instrumenteze. Or, mie mi se pare, iarăși mi-aș dori, dincolo de dimensiunea aceasta represivă, care, da, e importantă, nu spun că nu, nu cred că singură represiunea poate remedia lucrurile. E nevoie de reforme în societate și așa cum urmăresc eu, cu cât ceva e mai reglementat, cu cât e mai closed shop, magazin închis, da? Cu bariere la intrare, cu atât tentația corupției este mai mare, dar mi-aș dori să aud mai multe, și sigur că ar trebui să avem și din partea cui să auzim, dar trecem peste aspectul ăsta, corupția ca amenințare clară la adresa echității, cam toate formele de asociere politică, partide, grupuri, etc., pledează pentru o anume formă de echitate, de dreptate în societate. Există nenumărate moduri de a conceptualiza această echitate și această dreptate. Dar ce mi se pare clar, că acest fenomen, corupția, pervertește. Deci distribuția nu mai e justă oricum ai lua-o, fie că vorbim de distribuție de bunuri materiale, fie de bunuri intangibile și asta mi se pare mie fundamental acum în România. Să ducem discuția, sigur nu prea să mai discute de corupție, gata, au plecat cei care sau X, a venit Y, aproape că am crede că nu mai e o problemă. Sigur că este o problemă și va rămâne o problemă atât timp cât instituțiile noastre sunt proiectate în așa fel încât unul concentrează o influență și o putere mai mare decât e cazul în sectorul, hai să spunem, de stat, în momentul în care factorul politic poate decide mai mult decât ar trebui să decidă într-o societate liberă și prosperă, și doi, atât timp cât în sectorul acesta de stat se perpetuează modelul seniorial, modelul clientelar, care vine din adâncul societății românești, a fost, vorbeam înainte, mai mult de 100 de ani, deci mergem adânc în istorie, și în care observăm cum în diverse instituții ai elementul cultului liderului, ai elementul grupului de adulatori, ai ordinea ciugulirii, pecking order, ai acea ordine în care se știe fiecare pe ce poziție se află. Pare o organizare de tip militar. E organizare, cred că derivă dintr-o formă de organizare care acum multă vreme a stat și la baza organizării militare. Ierarhia aceasta, ordinea puterii într-un grup nestructurat, ajunge să definește societatea occidentală și ajunge să ducă și la nașterea sistemelor militare așa cum le cunoaștem. Dar este în esență o domnie a celui mai puternic, cu sprijinul, și apar traseele de cointeresare, de coparticipare la pradă, deci sunt elitele predătoare care și ulterior, poate o să continuăm discuția după o scurtă pauză publicitară pe care vă propun, ulterior cred că apare și fenomenul de devorare a liderului. Sigur. Și în societatea românească am avut spectacol. Foarte multe exemple în care liderii creați de aceste mase au ajuns ulterior să fie... Când nu mai sunt suficient de puternici, da, se întâmplă. Acceptați o scurtă pauză publicitară și revenim.
Am revenit în platoul emisiunii Lecția de Business cu invitatul din această ediție, domnul profesor Lucian Dărdală, cu care în prima parte a emisiunii am teoretizat, pornind de la două concepte, instrumente, numite bani și politică, pentru a le găsi starea de echilibru, și am găsit noi interesant, dar încă nesuficient pus în practică, nevoia de instrumente morale. Și v-aș ruga în partea a doua a emisiunii să încercăm să transferăm aceste cunoștințe teoretice în practică pentru a analiza situații factuale de pe terenul sau de pe câmpul tactic pe care ni-l conferă atât spațiul național cât și spațiul local. De unde preferați să începem? De la București spre Iași sau o luăm de la Iași? De la București spre Iași, să spunem, pentru că zilele acestea. Ce vedem la București? O guvernare liberală care face măsuri de tip social. Hai să pregătește să reverse un rezervor de bani. Dar să spunem că banii ăștia încă n-au fost tipăriți, n-au fost emiși, și e doar promisiunea blănii ursului din pădure. Deci avem relația bani-putere, deci consolidarea puterii prin utilizarea injecțiilor de capital. Noi l-am putea numi și altfel, în multe moduri, dar să spunem sunt premii, sunt cadouri. Cumpărări coruptive. Sunt cadouri coruptive pentru structurile administrației locale. Dar totuși am auzit cu toții că se invocă interesul național. Păi eu nu știu. Nevoia cetățeanului român. Acum, nu există interes național. Există discursuri despre interesul național și cei aflați la putere își promovează sau își consolidează propriul discurs. Altfel nu vom cădea niciodată de acord cu toții milioanele de oameni asupra unui interes, asupra ceea ce înseamnă interes național. Eu pot avea o părere, dumneavoastră cu siguranță aveți una. Dar dincolo de aceste diferențe, oamenii, teoria politică, începuturile teoriei politice liberale sunt legate așa de următoarea intuiție. Oamenii au percepții diferite asupra binelui și de asta se și războiesc atât de mult, dar ar putea să împărtășească mai ușor percepția asupra răului. Răul și răul suprem, sigur, teama de moarte, și de aici toată discuția despre securitate și despre rolul statului, rolul primar acela de a ne proteja securitatea. Noi suntem acum într-o zonă mai soft și, de exemplu, am putea să convenim că niște bani mulți revărsați asupra unor instituții clar nefuncționale, clar perfectibile, hai să spun așa, cu multe probleme, au, printre altele, au și efectul de a consolida funcționarea acelor instituții așa cum sunt ele, au drept consecință clasica tehnica cumpărării loialității, da? Cetățenii din respectiva comunitate sigur vor aplauda crearea, sau mă rog, aici nu cred că mai e cazul de săl de sport și spații de joacă, dar sunt canalizare și alte lucruri rezonabile. Dar vor avea tendința, sigur, de a aplauda aceste cadouri venite din de sus și își vor toci puțin ascuțișul responsabilității civice și al criticii față de, să spunem, un primar care altfel, sigur, ar putea fi plin de vicii, dar iată, a făcut, a adus conducta. V-aș întreba ca și politolog, și interesul meu derivă din pregătirea mea economică. De unde credeți dumneavoastră că vin banii aceștia? Banii guvernul de unde ia? Da. De unde ia? Păi ia din buzunarele sau, mă rog, din conturile noastre și plasează într-un fel, îi împrumută, că nu e, și le vom plăti mai târziu.
vor plăti poate și generațiile următoare. Inflația e o modalitate bună de a transfera povara, nu? Pe umerii generațiilor următoare. Deci nu sunt bani care să existe și să fie o problemă doar de a distribui. E tot o redistribuire, dar e o redistribuire în timp. E o redistribuire care va afecta generațiile următoare. Aș completa doar pentru buna știință a telespectatorilor care ne urmăresc că guvernul își va permite să aloce acești bani doar în condițiile în care cheltuielile guvernamentale bazice vor fi acoperite cu bani de la Uniunea Europeană. Sigur. Programul Angel Saligny poate funcționa și poate fi finanțat dacă celelalte programe naționale vor fi finanțate prin PNRR sau dacă acolo va exista un derapaj sau vor exista blocaje, statul va trebui să acopere acele derapaje și nu va mai avea bani pentru PNDL 3. Da. Ei, sigur, guvernanții și acum, da, cu toții ar trebui să sperăm că odată banii aceștia vor veni. Noi putem discuta dacă sunt adecvați sau nu. Eu cred că e adecvată această infuzie pentru țări care li se cer și niște acțiuni. PNRR-ul nu e un cadou pentru că Europa e frumoasă. PNRR-ul este o plată colaterală pentru a pune guvernele ale face să adopte reformele pe care, în sens ecologic, în sens verde, în primul rând, prin și pacul constrângerile verde și constrângerile aferente. Noi adesea ne uităm și voi reveni, voi închide paranteza și voi reveni, ne uităm cu invidie la succesele Poloniei în planul investițiilor publice din fonduri europene. Iată că Polonia nu s-a mișcat suficient de repede în planul decarbonizării și acum are probleme mari. Vor fi costuri pentru economia poloneză prin obligativitatea de a renunța la cărbune. Am închis această paranteză. E clar că nu e un cadou de la Uniunea Europeană, e o mătușă bogată care ne dă, da? Asemenea cum multe mătuși sau bunici dau nepoților bani, dar dacă sunt cuminți, în cazul de față, dacă respectăm aceste reguli. E clar că niște fonduri trebuie să existe. Eu sunt unul și nu sunt economist, dar când văd totalul, 750 de miliarde, la nivel european, parcă îmi vine să amețesc puțin. Dacă ne uităm la România, granturi și credite, să reamintim, probabil le-ați mai spus telespectatorilor noastre, sunt credite contractate de Comisia Europeană cu o altă dobândă, foarte prietenoasă. Da. Dar tot e mult. Contractate, da. și garantate, sigur. Ceea ce contează. Da. Mie îmi plac banii care vin sau transferurile acestea care aduc și puțină responsabilitate civică. No taxation without representation, să nu fi taxat fără a fi reprezentat. Perfect, o frază cheie a Republicii Americane și acum e inversul taxării, sunt premiile acestea, sunt cadourile acestea. Eu tare mă tem că ele vor duce la o amorțire a exigenței civice toate și vom deveni ceea ce tot mai, acum voi cita dintr-un părinte al disciplinei mele, din Machiavelli, satisfăcut și proști. Poate că e dur, dar din punct de vedere civic, proști din punct de vedere civic, altfel sigur putem fi briliante. Deci am această grijă că sistemul democratic care presupune accountability, presupune capacitatea de a trage la răspundere autoritățile și să nu o ia razna, apropo de pericolele morale, va fi afectat de această infuzie de bani. Dar să dea Dumnezeu să mă înșel și să avem la timp aceste toate aceste
investiții și să putem trage cât mai mult din aceste sume. Ele reprezintă un buget maxim posibil de tras. Putem trage doar pe măsura realizărilor. Și atunci ce mai avem nevoie? De instrumente de control. Dar nici nu prea sunt instrumente de control mari la PNRR, dacă vorbim. La PNRR nu. Nu prea sunt. Deci Europa așa a revenit asupra liniei sale tradiționale de, mă rog, multă birocrație, multă atenție în investigarea cheltuielilor. Acum e o nișă și, sigur, nu cred că vom ajunge să dăm mulți bani înapoi. E posibil ca 1, 2, 3 proiecte să nu se încheie până în 2024? 4 ani de zile. Da. Așa? 2025. Și 5. Dar nu, banii aceia practic vor intra în economia românească și după aceea, eu știu, poate peste mai mulți ani, dacă mă mai invitați, o să discutăm dacă... Și-au atins scopul. Tare mi-e teamă aici. Venind pe axa București spre Iași, ce putem creiona din legătura asta între bani și politică? Putem creiona succesul deplin a ceea ce americanii numesc politică pork and barrel, adică meritul principal al unui politician este să aducă o halcă, dacă se poate, cât mai mare din investițiile publice în circunscripția sa și, mă rog, din beneficii publice. E iarăși interesul îngust, interesul, hai să spun, nu mai e individual, e interesul comunitar versus interesul național. Puțin îmi pasă de ceilalți, deci să fie aici pentru ca eu să pot câștiga următoarele alegeri. Și la Iași, deloc surprinzător, exact despre asta este vorba. Am fost în anii 90, e interesant, în anii 90 era comparația cu Bacăul, dacă vă amintiți, un oraș absolut, absolut stimabil și care din... Perioada fraților Sechelariu. Exact, și cu un alt domn care era la FPP 2, sau era oricum multe sedii și era clar că multe elemente din economie vor fi gestionate de la Bacău și sigur noi priveam de pe margine. Între timp lucrurile s-au mai schimbat, economia e totuși o economie de piață, nu e o piață funcțională cu adevărat, dar e o economie de piață. Ne comparăm cu alte orașe cu ambiții similare, cu orizont similar. Nu stăm grozav, nici factorul geografic contează. La investițiile private, putem spune că Iașul a probat că s-au alocat multe resurse de către companii în zonă, dar la investițiile publice... Acum, eu nu știu, dumneavoastră ar trebui să-mi spuneți, oare nu cumva instituțiile, investițiile publice au câteodată și efectul acela de a alunga, efectul de a deslocui de investițiile private? Ce știm este că în domenii noi, în domenii de vârf, Iașul a atras și au venit poate și nivelul următor. În același timp, dezindustrializarea merge înainte, din punctul meu de vedere, din păcate. Dar e clar că acum această dezvoltare, pentru mine e clar că această dezvoltare s-a produs, dar n-ar trebui să mulțumească autorităților noi ca cetățeni. Dezvoltarea asta s-a produs de cele mai multe ori în afara autorităților și uneori în ciuda lor. Când spuneți autorități, le puneți și semnul de egalitate ca fiind elite administrative sau aveți rețineri? De exemplu, un viceprimar care nu și-a luat bacalaureatul? Nu, eu folosesc în sens sociologic, în sensul de partea cei de sus, nu neapărat cei buni sau cei mai buni. A ajuns acolo, sunt elite politice. Dar e bine, de multe ori simt și eu nevoia din prima să precizez această utilizare a termenului. Deci am avut
Am avut această orientare spre pork and barrel, spre ideea să aduci cât mai mult din beneficiile la nivel național să le aduci în local. N-a mers cine știe ce, dar lucrurile încep cât de cât să se miște. Să luăm exemplul autostrăzii A8. Da? A fost o mobilizare civică respectabilă și cred că mulți dintre noi am spune da, acea autostradă pentru interesul industrial al Iașului e mai importantă decât A7, da, București până în Pașcan și apoi spre Suceava. Ei, lucrurile însă merg în logica lor și interesul politic acela de a potoli cererile similare din toate județele sau din mai multe județe a funcționat, pentru că avem Buzău, Vrancea, Bacău, Iași puțin și Suceava. Deci factorul politic are interesul să satisfacă solicitări, să înlăture îngrijorările așa, din mai multe județe. După aceea va veni și va veni. Adică nu cred nici în cinismul acesta că nu o să se mai întâmple și conexiunea cu vestul. Dar nu e un succes, adică am văzut nenumărați politicieni care se băteau cu partidelor tradiționale, istorice. Nu e un succes al niciunuia dintre partide. Că toate s-au erijat în forme diferite, în susținători ai acestui proiect. Cred că succesul, dacă vreți, vine din eliberarea unor fonduri. Cu PNRR-ul se face altceva, se face, de exemplu, A7, se mai fac alte elemente și, într-un orizont rezonabil, cu fonduri europene, dintre ele clasice, telespectatorii știu, ar putea să se facă de coeziune. Ar putea să se facă și acest obiectiv. Dar, din nou, nu am senzația că avem aici un merit sau merite evidente pe care să le atribuim vreunei autorități. Sigur, nu poți să mergi până acolo încât să te aștepți ca în România să se facă autostrăzi private și probabil nicăieri în lume, prin efort privat. Deci e una din proiectele majore de infrastructură, undeva trebuie să existe o participare a statului. Dar aici, în cazul nostru, în cazul A8, a fost o plictiseală evidentă din partea autorităților să nu mai fie bătute la cap și până la urmă Europa sau pandemia și fondurile acestea post-pandemie cred că au lărgit puțin fereastra de oportunitate. Dar concluzia pe tema emisiunii dumneavoastră, nu, din punctul ăsta de vedere, ar fi că puterea nu e un pericol mortal, dar poate fi aici un pericol moral, pentru că la câte minciuni și la câte manipulări și la câte discursuri nefaste, așa am auzit pe tema dezvoltării Iașului. Am ajuns și la Iași, am pornit de la nivelul central, trecut prin cel regional și acum coborâm în cetatea Moldovei, Iașul. Ce a reușit Iașul să focuseze pe legătura asta între bani și politică? Cât de adecvați sunt politicienii noștri locali la ceea ce înseamnă nevoile de dezvoltare ale comunității? Păi, sunt foarte adecvați, că nevoile de dezvoltare ale comunității, numai asta mă pot gândi, le-au dictat multora dintre ei să intre în coliziune cu, se pare, cu legea, nu? Cel puțin unele instanțe așa au hotărât și avem un număr totuși impresionant de lideri administrativi din ultima vreme. Asta înseamnă că ei, atunci când ajung în funcții, nu sunt echipați cu toate instrumentele necesare gestiunii unei funcții publice și în special cele morale care le-ar cere ca în anumite momente să se abțină
de la cere contracte de sponsorizare sau de la a face abatere de la temeiul legal. Da, sigur, dacă mă întrebați pe mine, un contract de sponsorizare sau o cerere de parandărăt nu sunt chiar exemple de așa, de funcție publică. Așa, de comportament, dar sunt aspecte larg întâlnite. Societatea le tolerează? Societatea cred că e destul de tolerantă cu aceste, aceste practici, da. Pentru că avem nenumărate cazuri, sigur, de hoți neprins, hoțul neprins, negustor citit, negustor cinstit, citit, nu știu. Ulterior ei citesc și scriu mult. Citesc în, da, după aceea ca să beneficieze prevederile de eliberare. Dar, nu, ideea că, bun, a furat, dar a și făcut. Mă tem că în mentalul nostru colectiv democratic, ideea, se impune așa ideea că numai cei cu o școală a vieții mai solidă în planul acesta sunt în stare, sunt în stare să și facă ceva, în timp ce altul e bine intenționat, dar nu e în stare să facă nimic. Deci nu, cred că indulgența societală față de folosirea neprincipială a funcției publice, care nu îmbracă neapărat cadrul încălcarea legii. Sunt mult mai multe lucruri care se pot face și se fac fără ca ele să fie penalizate de lege. Cred că tolerăm. Societatea tolerează aceste lucruri, votează fără probleme oameni, mă rog, asupra cărora planează suspiciuni și vă, și vă rog să nu-mi spuneți că acest vot vine dintr-o internalizare așa a principiului prezumției de nevinovăție, că nu vine, poate nu vine de acolo. Poate fi și efectul rețelelor sociale pe care ei sunt intoxicați și primesc știri servite care nu mai trebuie canalizate. Da, dar e indulgență și până la urmă, sigur, trebuie să... Eu nu-mi dau seama acum dacă mă întrebați. Văd un anumit progres. Cred că nu suntem în 2004. Cred că ne-am obișnuit puțin, așa cum judec eu. România a fost mereu într-o stare de penurie. Când spuneți 2004, v-ați gândit la tratatul de aderare la NATO? După care așezăm aderarea la Uniunea Europeană și progresele sunt date de cele două garanții. Da, și această alipire la structurile occidentale, dar și faptul că, bun, nu chiar în 2004, poate mai repede, a fost perioada aceea de creștere de după căderea din sfârșitul anilor 90, economia a crescut, era starea aceea de optimism. În 2004, deja 2003-2004, senzația mea e că statul a început să aibă bani, s-a putut orienta spre lucrări publice, au început să apară... Și apariția banilor în bugetele publice a adus dorință a politicienilor de a pune mâna pe acei bani și Cu siguranță, acum aveai pe ce să... Da, deci mediul... Suntem parte dintr-un sistem și logica sistemului aceea, sistemul influențează actorul mult mai mult decât actorul influențează sistemul. Deci comportamentele noastre sunt într-o anumită măsură stimulate sau sancționate de sistem. Sistemul atunci, logica sistemului s-a schimbat de la penuria dramatică și ne amintim 2000, deci criza din anii 90-2000, deja au început, lucrurile au început să se miște și a existat o plajă așa de bunătăți, un platou cu bunătăți a apărut, din care politicienii și administratorii șefi, liderii administrativi s-au putut înfructa. Și cam de atunci, sigur, apar și primele preocupări serioase legate de corupție. Cam ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să vă întreb, de ce credeți că oamenii care au probat în sectorul privat că pot să facă afaceri corecte, cinstite și cu impact societal, nu acceptă să candideze și la funcțiile publice? Eu înțeleg foarte bine. Hai să spunem că
X, da? Să nu spun eu, este un întreprinzător de succes sau un manager de succes sau oricum creator de fabrică. Un creator, da? Și el are și-a dezvoltat personalitatea într-un anumit sistem de validare. E validarea pieței, piața validează, sunteți de acord cu mine, e validarea perilor, a egalilor și deodată să vină el și să meargă, să bată din poartă în poartă și să caute validarea, bun, înainte să ajungă candidat, să caute validarea unei elite de partid sau să caute neapărat validarea publică. Pentru mulți dintre acești oameni, chestiunea aceasta ar fi neplăcut. Acum nu mergem până la Churchill spunea că democrația e foarte bună până apuci să stai de vorbă cu 5 alegători. Nu mergem o concluzie finală pentru publicul telespectator? Nu vor intra. E sau fie performezi în plan politic și atunci îți asumi criteriile acestea de acțiune morală, fie mergem spre piață sau mergem spre pe piață, în mediul științific, elite vor fi multe. Domnul Lucian Dârdală, vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea din această săptămână. Să spunem telespectatorilor că ne pot reviziona și pe canalele de YouTube sau Facebook a Postului. Sunt Dan Chirlășan și până săptămâna viitoare vă urez să rămâneți sănătoși și cumpătați.